atinge un aspect pe care ar trebui să-l privească apicultorii, care este foarte important. În momentul în care au rămas fără matcă albinele, să o luăm cu ABC-ul apiculturii, știți așa, domnule, când albina a rămas fără matcă, familia a rămas fără matcă, deja la unele doici, da, așa, încep să se dezvolte ovarele, da? Ei se dezvoltă ovarele și după aia, dacă nu mai există puiet, nu știu ce, imediat după aia încep albinele ouătoare să depună ouă. Ei, ce se întâmplă în momentul ăsta? Dom'le, noi am avut un cules crâncen, eu știu, 2-3 palme de puiet căpăcit mai găsim pe acolo, prăștiat prin familia de albini, găsim familia plină de miere sau fără, nu are importanță, dar o găsim cu hrană multă, fără puiet și, dom'le, îi pun matcă. Înainte de a face roiul, deci aici eu vreau să subliniez o chestie, înainte de a face roiul, eu mai spuneam și altă dată, dacă vă aduceți aminte bine, domnule, orice intervenție asupra unei familii de albine pe care doriți dumneavoastră să o desființați sau din ea să luați rame, să folosiți albină și așa din familia respectivă, se mută automat locul familiei de albine. Deci automat, înainte de a face lucrul ăsta, se mută locul familiei de albine. Pentru că, și acum iarăși fac o chestie, reiau iarăși ABC-ul ăsta apicol. Noi știm cu toții că există albină cercetașă, da? Dom'le, albina cercetașă s-a dus acolo, a făcut adresa, a venit și a început dansul ăla, break dance, pac, și le arată la astea, bă, vă duceți, vă dregi, bă, spargeți rumea în două, veci mieri este, sparge acolo, așa. Dom'le, este ca bing-bang-ul. Bing-bang-ul ăsta, zic, bă, a fost o feră, a bubuit odată, s-a făcut universul și de acolo celula lui Dumnezeu, nu știu ce, bizonul, buzonul, dragul să-l chepte nici denumiri, mai au... S-a creat universul ăsta. Dom'le, dar întrebarea este ce a fost înainte de Bing Bang? Pe cine a creat sfera aia, nu? Ei, așa și aici în apicultură. Nenea, când pleacă cercetașa aia, cum pleacă acea cercetașă? Deci dintr-un stup pleacă, de exemplu, dăm un exemplu ca să nu ne intrăm în divagații. Dom'le, pleacă 100 de albini. Să duc alea. Alea pleacă în neant, dom'le. Deci alea pleacă în neant. Alea nu știu unde pleacă. Alea pleacă și își marchează teritoriul. Eu cândva când am zis că albina își marchează teritoriul, lumea a zis că vorbesc prostii. Da, asta este ce vreți. Dacă mă ascultați, prostia să vă spun. Albina își marchează teritoriul. Deci albina, deci cercetașa când pleacă încolo, deci având foarte bine dezvoltate glandele Anhart, așa marca piciorului, își trasează, deci își face marcă pe urdiniș, marcă pe bureana aia, pe cealaltă, pe cealaltă, pe cealaltă, până se duce acolo și marchează întreg teritoriul. Cu cât avem mai multe albine de acest gen, cu atât teritoriul nostru al familiei respective este mai bine marcat și prea puțin mă interesează pe mine dacă vine Sebastian Ecobici cu 1000 de familii de albini, a mea colegi de acolo că e marcat teritoriul și alea nu trec, ca și în junglă cu animalele. Ce vreau să spun cu chestia asta? Spre toamnă când vrem să acceptăm măcile, există această albină extraordinar de bine dezvoltată. Noi dacă nu schimbăm locul familiei de albine într-un alt loc, să scăpăm de aceste dihănii, pentru că sunt dihănii, când e vorba de cules sunt extraordinar de bune, dar când e vorba de făcut roi nu mai sunt bune absolut deloc. De ce? Pentru că ele sunt cele care fac ritmul familiei de albine, adică impun ritmul familiei de albine. Mutând familia într-un alt loc, noi vom scăpa de aceste dihănii. Mai fac o paranteză aici, nu știu dacă pot fi urmărit, dar dacă sunteți atenți un pic și corectați-mă unde n-ați înțeles. Se spune că dacă am mutat locul unei familii de albine, domne, toată culegătoarea revine la locul vechi, am scăpat de ea. Nu. Domnilor, există anumite perioade din an când se întâmplă acest fenomen. Toamna, sub nicio formă nu se întâmplă acest fenomen. Chiar dacă albina noastră, ce spuneam eu, cea după ultimul gules, este doică de 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, numărăm așa până ne doare gura, știți? E albină doică.
Deci asta este dihania de pe fața pământului. În momentul în care noi am păstrat familia pe locul vechi și facem roi din ea, nu pleacă toată albina. Facem, mutăm în partea cealaltă, ne rămân anumite dihănii din astea. Vin alea și impun un anumit ritm. Dar peste acest ritm se întâmplă un alt fenomen. Deja nemai având ouă larve, că avem familia fără puiet, fără matcă, deci fără matcă așa, avem foarte multă albină unde stau ca la hat. Bă, începe ouatul sau încep tu? Știți, stau la discuții. Bă, care începe ouatul? Eu. Vine nenea Sebastian și îi pune matca. Bă, fetelor, avem o matcă, bă, gata, hai, terminați cu scandalul, bă, avem matcă, gata, îi dăm drumul ce. Și începe ouatul și matca și albina ouătoare. Și vine nenea și spune așa, domnule, mi-ai dat matcă trântoriță sau matcă-i trântoriță. Nu, nenea, matalea e stupul ăla 150 de măci. A mea, care ți-am dat-o eu, 149 ale matale. Deci, dacă ați înțeles aspectul ăsta, deci revin, ca să poți face roi, mai ales în perioada asta, este imperios necesar mutarea locului familiei de albine. Se mută locul familiei de albine, se lasă acolo cel puțin o zi și după aia de acolo se fac roi. Ca să nu avem acea albină care oricând poate deveni o cercetașă, oricând poate marca teritoriul, oricând poate face orice pentru a bulversa, din punctul nostru de vedere, ea nu bulversează, din punctul nostru de vedere, roiul respectiv. Una la mână, a doua, acceptarea măcilor, deci ați înțeles esența, este că, domnule, mort copt, dacă vrei să înlocuiești o matcă, sfatul meu este ăsta, domnule, ai desființat o familie de albine, ai făcut roi după ce în prealabil ai mutat-o, ai ținut-o 24 de ori mutat așa, ai mutat albina în alte lăzi, în lăzi noi, frumos, elegant acolo, amestecată, deci nu din aceeași familie, automat la acel roi trebuie să dai alta albină din altă parte, ca să apară acolo scandalul ăla, că domne, suntem orfani, nu știu ce, să-ți primească matca și să ai succes. Și după aia, pe baza celorlalte familii care dumneata vroiai să înlocuiești matca, le ajuți pe astea imediat, pentru că pe toamnă, vara, există o problemă. Matca este stăpână, așa e sezonul activ, este stăpână până când progenitura este căpăcită și e în stare să roadă, să iasă. Exact ca la, știți, la mamă, știți, mama e însărcinată, dar băi, la a șasea lună a tras un picior. Ei, în momentul ăla, inclusiv mama, chit că ea este însărcinată și poartă o sarcină, ea știe că are un făt acolo, este super conștientă în momentul în care a tras un cot, un cap, un picior, că deja nenea, halt, sunt acolo. Așa și aici. Matca va fi stăpână în familia respectivă, adusă prin cutii cumpărate de la mine, de la matale, la ăla, nu contează, introdus în familia respectivă, va fi stăpână numai în momentul în care va simți că progenitura ei este în stare să iasă afară. Deci până în acel moment matca nu este stăpână. Oricând prin intervenția noastră poate fi deranjată și înlocuită. De ce? Exact ce v-am spus mai înainte. Că avem albina pe care o avem la ora actuală. Această albină poate deveni instantaneu cercetașă, poate marca teritoriul, poate veni să spună, bă, nu fiți proaste, uite, vă arăt eu așa, mai avem 150 de măci aici, că așa consideră că sunt 150 de măci acolo alea care vor să o au, nu? Deci există o întreagă brambureală. Nu știu dacă sunt coerent. Da, acum voi spuneți-mi care-i treaba. Clar. Da. Cum? E clar, e clar, sigur lucrul acesta. Ce încercam să prindem puțin... Bună seara. Să mai zăbovim puțin despre cercetarea aceasta care marchează locul. Odată ce noi suntem familia, cercetarea aceasta nu va găsi familie din nou sau ei va fi acceptată în altă familie? Că apare aici o neconcordanță. Mă refer la perioada aceasta. Nu e vorba.
din neconcordanță. Vorba este exact ce am spus eu, că stabilim o chestie, au plecat 100, se mai întorc 42, că multii din ei poate nu se mai întorc acasă, da? Celelalte și-au marcat teritoriul. Bun, corect, am mutat locul familiei de albini, cele care au avut teritoriu marcat se vor întoarce la locul vechi și după aia își vor căuta marca piciorului. Se vor duce sau nu la familia respectivă, nu se vor duce, dar deja nu-și mai pot impune punctul de vedere în partea cealaltă. Iar unde se duc e clar că au trădat, cum există trădarea asta în apicultură, albinii cu legătoare. Dar în momentul în care nu și-au găsit casa, încep să umble ca nebunile și dacă, că aici există, dacă există un procentaj, nu știu, nu l-o măsura nimeni. Noi apicultorii, cei care mai studiem biologia și astea, mișcarea lor, spune, băi, oricum să mai, domnule, să mai întorc acolo. Dar vă dați seama că deja nu mai e răsuflată chestia, știți? Adică nu își mai poate impune punctul de vedere, pentru că nu mai are cum să-l pună punctul de vedere, că nu au mai plecat din acea organizare. De ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că oricât breakdance ar face acolo, da? Exact ce știm noi, culegătoarea cea normală și proastă s-a întors la locul vechi. Și nu l-a mai găsit, s-a dus la celelalte. Aici este diferența între cercetașă și culegătoare. Acum, regina nouă în roi, regina tânără, ea devine stăpână în momentul în care are progenitura ei și coexistă cu cealaltă albină sau cum s-a terminat toată cealaltă albină? Nu, eu am zis, am făcut, dar n-am terminat ideea, îmi cer scuze. Mă rog, să continuăm. În sezonul activ, când există posibilitatea de schimbare și la orice oră din zi și din noapte familia poate să-și facă alte măci, ea este stăpână, din ce știu eu și ce am constatat, până în momentul în care simte, ce am zis eu și cu mama și cu așa, că progenitura va ieși de acolo. Atunci este stăpână în familia aia. Până atunci, oricând, se poate pierde. Pe sezon de final, cum este acum, vorbim de toamna apicolă, nici de cum de toamna asta naturală, da, așa, da? Albinele sunt mai îngăduitoare. Adică îngrijesc mai bine matca și acceptă mai bine matca, deoarece își dau seama că fără ea nu vor putea intra pe iarnă. Nu se lichează atât de proaste să creadă că le-o prostit alea întregul parlament, bă, noi o om, nu mai vrem matcă. Nu, deci, scuzați-mă o leacă. În același timp. Bună seara, domnul Bobocea. O să revină Andrei imediat, după ce. Da, sună cineva exact. Așa. Să trăiți, domnul Iulian. Ne auziți? Nu mai gata. Bună seara. Bună seara. Vă aud. Da. Andrei, ați revenit în legătură. Da, nu, am uitat telefonul, nu l-am închis și asta este, neglijența mea, îmi cer scuze. Se întâmplă. Da. Deci, schimbi o matcă într-o familie, mai bine faci câteva rări și ai schimbat două, trei și e de la zero, nu? Corect. Pentru că ce se întâmplă? Albina acum de toamnă, exact ce spuneam, este o albină extraordinară. Nu e nicio problemă, facem unificări, dregem asta, problema este că ajutăm o matcă tânără care, dacă o ajutăm prea mult, știți că prea mult strigă, ne duce cu puietul până în noiembrie. Nu ne facem probleme cu o matcă tânără să nu facă treabă. Toată treaba este să nu intre în acel anturaj cretin, așa îi spun eu, cretin, pe albină, după ultimul cules. Deci este o albină extraordinar de bună dacă știi să o valorifici, dacă ai matcă în familia respectivă, dar dacă nu ai matcă, fii foarte atent când faci roi din ea. Nu e albina de mai, nu e albina de iunie, este o albină extraordinar de parșivă. Deci asta oricând îți poate demonstra ție că nicio matcă nu este bună. Deci nu e bună, vă spun eu, ați întâlnit în practică, nu sunt zic voi sau alții, domnule, nu-ți acceptă matca nici să mori tu. Deci până nu-i schimbi locul la familia respectivă,
sub nicio formă n-ai să vezi acceptare la matcă. E sub nicio formă, că asta este, că e cretină ea. Dar bine, cum să spune că excepția confirmă regula. Dom'le, eu n-am nevoie de așa ceva, mai ales dacă dumneata n-ai avut ce face și ai luat niște măci excepționale unde ai plătit o căruță de bani, da? Care valoarea lor reprezintă jumătate din supina lui matale, care, eu știu, e 10-20 de familie. Nu-ți permis, nenea, să pierzi așa ceva. Și atunci am spus clar, dom'le, vrei să faci o intervenție, schimbi locul familiei de albine. Eu asta am zis-o și în mai, și în iunie, și oricând, orice intervenție vrei tu să faci de acolo, să iei rame și așa aia, schimbi locul familiei de albine. Deci nu intri într-o familie, când faci roi, nu intri într-o familie, dom'le, am găsit niște albină bună, iau de aici eu niște albină așa, uite o ramă cu puiet căpăcit, dau lui ăla, mai scutur niște albină și mă... Nenea, ascultă-mă, dacă ești după culesul de salcâm, te trezești că ți-i puietul cu rugol acolo. Mă scuzați că am vorbit cuvântul gol, știți? Așa, da. Deci te trezești că în roi nu mai ai nicio albină, că pleacă de aia dracu, că aia toată știe să zboare. Că-i golancă de crescătorii de măști, nu îl știi. Când te apuci să populezi nucleirii, bă, li pui din un cap pe albina în nucleu, lindești acolo cu făcălețul.